Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interietnice a avizat negativ proiectul de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție, care prevede eliminarea sintagmei de limba moldovenească și înlocuirea acesteia cu limba română. Împotriva modificării proiectului de lege au votat deputații socialiști Vladimir Țurcan, Grigore Novac, Fiodor Găgăuz și cei comuniști Ina Șupac și Maria Postoico. Singurul membru care și-a dat votul pentru a fost liberalul Ion Apostol. Amintim că pe 31 octombrie Curtea Constituțională a dat undă verde Parlamentului pentru a modifica articolul 13 privind eliminarea sintagmei de limbă moldovenească și înlocuirea acesteia cu limba română.